să vorbim puțin de trecerea peste Dunăre. Că de ani de zile se tot vorbește de asta. În cadrul guvernului, premierul Victor Ponta a deschis acest subiect și a transmis foarte clar că această poveste fără sfârșit, și anume podul de la Brăila, să ia sfârșit și această trecere să se realizeze împreună cu autostrada Buzău-Brăila-Galați, să vă dea posibilitatea să trece și la Tulcea și acolo să ne legăm cu autostrada Tulcea-Constanța. Am așteptat de ani de zile, s-a tot vorbit despre acest pod, din 2014 ani. Premierul Ponta a hotărât că s-a vorbit destul, este prins în documente oficiale, îl finanțăm din fonduri europene, podul peste Brăila. A mai apărut o variantă, un tunel pe sub Dunăre. Dacă vine cineva cu banii să facă tunelul pe sub Dunăre, Doamne ajută. Dar trebuie să vină repede. Dacă nu, avem bani europeni pentru a realiza această lucrare importantă pentru sud-estul României, Buzău, Brăila-Galați, autostradă, Tulcea-Constanța și dragă seara Dunării!